Toți cei care urmăresc acest videoclip locuiesc pe pământ, cel mai probabil, ceea ce înseamnă că știți faptul că pământului îi ia 24 de ore să se învârtă în jurul propriei axe. Din viteza acestei rotații rezultă o zi. Dar ce s-ar întâmpla dacă această viteză de rotație s-ar dubla, iar pământul ar face un tur în jurul propriei axe odată la 12 ore? Cum ar afecta asta viața noastră de zi cu zi? Dacă este prima oară când îmi vizitezi canalul, nu uita să apeși butonul roșu de subscribe de mai jos. Să începem episodul! În primul rând, este important să înțelegem că Pământul se învârte la viteze diferite în funcție de locația în care ne aflăm. La ecuator, Pământul se învârte cu 1670 de km pe oră. Cu cât te îndepărtezi de ecuator, cu atât viteza va fi mai mică, astfel încât polul nord și sud sunt locurile unde Pământul se învârte cel mai încet. Primul lucru pe care l-ai observa în cazul în care Pământul s-ar învârti de două ori mai repede ar fi că totul cântărește mai puțin. Din cauza că viteza de rotație este mai mare la ecuator, totul ar fi mai ușor aici decât la poli. În momentul de față, dacă la polul sud ai cântărit 45 de kilograme, la ecuator ai avea cu 156 de grame mai puțin. Dacă Pământul s-ar învârti de două ori mai repede, o persoană care ar cântări 104 kilograme, de exemplu, la polul nord, ar cântări cu jumătate de kilogram mai puțin la ecuator. Dar probabil cel mai notabil efect ar fi lungimea zilei, care va fi doar de 12 ore. Zilele fiind pe jumătate din cât sunt acum, anii vor avea de două ori mai multe zile. 730 mai exact. Deci vom fi nevoiți să creăm un nou calendar destul de repede. Vei fi nevoit să te adaptezi unui nou program de somn pentru a face față școlii sau muncii din timpul zilei. Deci în loc să dormim clasica medie de 8 ore pe zi, vom dormi doar 4, dar de 2 ori mai des. Dacă ești ca mine și stai toată noaptea treaz editând videoclipuri, îți urez mult noroc. Animalele de pe tot globul vor fi nevoite să se adapteze rapid. Cel mai greu le vor fi animalelor nocturne, care vor putea vâna doar jumătate din timpul cu care erau obișnuite. Animalele care nu vor reuși să se adapteze, deoarece vor exista destule, cel mai probabil vor dispărea. De asemenea, uraganurile vor fi mult, mult mai puternice, dar toate cele menționate mai sus nu sunt nici pe departe printre cele mai nasoale lucruri care s-ar întâmpla dacă Pământul s-ar învârti de două ori mai repede. Cel mai rău lucru care s-ar întâmpla ar fi apa oceanelor ce s-ar aduna la ecuator, retrăgându-se dinspre poli. Nivelul oceanelor ar scădea atât de mult la poli, iar atât de mult ar crește nivelul la ecuator, încât nici nu ne putem imagina cât de catastrofic ar fi acest eveniment. Aproape tot ecuatorul, Columbia, Venezuela, Brazilia, Kenya, Indonezia, Malaezia, Singapore și nordul Australiei ar fi complet acoperite de apă, forțând astfel sute de milioane de oameni să se mute în nord sau în sud. Doar cele mai înalte zone ar rămâne la suprafață, cum ar fi munții Andes din America de Sud sau muntele Kilimanjaro din Africa, ceea ce ar forma noi insule în locul a ceea ce înainte erau continente întregi. Africa ar fi împărțită în două, cu doar câteva insule împrăștiate între ele, în timp ce mărimea Americii de Sud ar scădea dramatic. Încă un motiv nașpa să te afli la ecuator în acest scenariu ar fi că din cauza greutății reduse, aerul ar deveni foarte umed. Întreaga regiune ar fi învăluită într-o ceață extrem de densă și ar ploua continuu. Combinând aceste lucruri cu uraganurile puternice pomenite mai devreme, ecuatorul va fi un loc incredibil de primejdios. Asta ar însemna că ecuatorul ar deveni o barieră geografică semnificativă între nord și sud. O ultimă consecință ar fi pierderea, cel puțin temporar, a tehnologiei bazate pe satelit, cum ar fi GPS-ul. Sateliții geostaționari orbitează în jurul Pământului cu o viteză care se potrivește cu cea de rotație, astfel încât să rămână deasupra aceluiași loc. Dacă viteza de rotație a Pământului se mărește, acești sateliți nu vor mai fi în poziția corectă, ceea ce înseamnă că toate, începând de la GPS, emisiunile radio difuzate și TV, la fel și comunicarea militară și online, ar putea fi întrerupte. În realitate, viteza de rotație a Pământului variază constant. Acum 4,4 miliarde de ani, planeta noastră se învârtea atât de repede încât ziua era doar de 4 ore, iar pe vremea dinozaurilor avea 22 de ore. Viteza Pământului scade odată la câteva milioane de ani, din cauza polului de gravitație al Lunii, iar acest lucru va continua miliarde de ani de acum încolo. Viteza de rotație a Pământului nu va crește cel mai probabil în viitor, cu excepția cazului în care vom fi loviți de un meteorit enorm, dar în această situație vom avea alte probleme mai mari de care să ne îngrijorăm.
Acesta a fost videoclipul meu, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să apăsați butonul roșu de subscribe de mai jos și să bifați clopoțelul pentru a fi la curent cu cele mai noi clipuri. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare!